Adjectivul pronominal de întărire. Forme corecte. Material pentru clasa a șaptea. Pentru început, să aflăm ce este adjectivul pronominal de întărire. Și pornim de la două exemple. Eu însumi am rezolvat exercițiul. Ne-a vizitat însăși doamna dirigintă. Observăm două forme ale adjectivului pronominal de întărire marcate prin culoare, însumi și însăși. Adjectivul pronominal de întărire are rolul de a scoate în evidență persoana sau obiectul la care se face referire prin intermediul substantivului sau al pronumelui determinat de acesta. Să aflăm care sunt formele adjectivului pronominal de întărire. Și îți propun în acest sens să studiez următorul tabel. Observăm formele adjectivului pronominal de întărire în funcție de persoană, număr și gen, iar la feminin singular și caz. Să citim următoarele enunțuri și să identificăm formele greșite ale adjectivului pronominal de întărire. Cristian însăși a participat. Voi înși vă veți purta rochile roz. Mie însă mi-a spus secretul. Dacă citim enunțurile cu atenție, vom observa că adjectivele pronominale de întărire sunt folosite greșit. Corect este să spunem în felul următor. Cristian însuși a participat. Voi însă vă veți purta rochiile roz. Mie însă mi-a spus secretul. Să reținem câteva reguli referitoare la formele corecte ale adjectivelor pronominale de întărire. Studiind tabelul prezentat anterior, am putut observa că la masculin singular, pentru toate persoanele, se folosește forma invariabilă însu, iar la plural, forma invariabilă înși. Deci la masculin, eu însumi, noi înșine. La feminin singular, pentru toate persoanele, se folosește forma invariabilă însă, însă la genitiv dativ, iar la plural, forma invariabilă însă. Deci pentru feminin, eu însă, mie însemi, noi însene. Altă regulă este aceea conform căreia adjectivul pronominal de întărire se acordă în gen, număr și caz cu substantivul pronumele determinat. Forme specifice de genitiv dativ există doar la feminin singular. Băiatul însuși, dar fata însăși. Fata însăși, nominativ acuzativ, dar fetei însăși, genitiv dativ. Pentru persoana a treia feminin plural, există două forme ale adjectivului de întărire, înseși și însele, a doua formă fiind folosită de preferință în postpoziție. O să spunem fetele însele, nu însele fetele, dar fetele înseși, inclusiv înseși fetele. Iar în final îți propun un exercițiu pentru a reține mai ușor ceea ce am învățat astăzi.